ziua tuturor, sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning de la Universitatea Politehnică din Timișoara. De această dată ne aflăm la un nou webinar împreună online, având ca invitați Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Mă bucur foarte mult că reușim să facem acest webinar cu foarte multe universități care sunt răspândite, după cum vedeți, în întreaga România, și că le putem realiza cu colegi care sunt activi în zona de online learning, dar și în asociația IEEE România. Mă bucur să-l avem astăzi ca și moderator pe colegul meu din IEEE România, președintele chapterului de educație din IEEE România, domnul profesor Cristian Gheorghe Haba, care va modera această sesiune și din acest moment rămâne stăpân al acestei sesiuni. Bine ați venit! Mulțumesc, Diana. Este o mare plăcere din partea noastră să participăm în această serie de webinaruri. Din partea Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, astăzi avem invitați pe domnul profesor universitar, doctor inginer Nicolae Eugen Seghedin, prorector al Universității Tehnice, doamna prorector Irina Lungu, domnul Marius Suțu, directorul Departamentului de Informatizare, doamna profesoară Radinski din Departamentul de Fizică și domnul profesor Florin Pantilimonescu de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Împreună vom încerca să prezentăm care au fost acțiunile pe care Universitatea în ansamblu și cadre didactice ale acesteia le-au întreprins pentru a reuși să facem această trecere de la învățământul față în față la varianta online impusă de condițiile actuale cauzate de răspândirea coronavirusului. Pentru început, am să dau cuvântul domnului profesor dr. Inginer Nicolae Eugen Seghedin, care este prorector al Universității Tehnice, responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității. Este de profesie inginer mecanic, doctor în inginerie industrială, conducător de doctorat, membru al Consiliului Aracis, expert al Oficiului European de Brevete și director al Institutului Național de Inventică din Iași. Domnul profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnul profesor. Bună ziua tuturor. Mă bucur tare mult să o revăd pe doamna profesor Andone după câțiva ani în care, iată, n-am mai avut prilejul de a ne revedea. Ziua de 12 martie a fost, ca pentru multe alte universități, o zi de cotitură. O zi în care ne-am schimbat complet modul de abordare a ideii de școală, a ideii de legătură profesor-student și s-au produs niște modificări din acestea de paradigmă în mod gradual. Nimeni nu știa cum va evolua pandemia. Întâi am trecut la o cursuri și seminarii online. Am spus că laboratoarele vor fi recuperate la sfârșit și așa mai departe. După ce am constatat că lucrul acesta nu va putea fi realizat foarte curând și când cadrul legal ne-a permis, am făcut și laboratoarele în regim online. Apoi a trebuit să ne gândim cum vom face sesiunea în regim online, după care a trebuit să ne gândim cum vom finaliza studiile în regim online și după aceea admiterea în regim online. Deci toată activitatea universității, totul până la data de 30 septembrie, trebuie să se desfășoare în online. Cea mai importantă și radicală măsură a fost cea de a închide căminele și a trimite studenții acasă. Deci, bineînțeles că ne-am raportat la această idee de a da prioritate acestor rigori de natură medicală. Deci starea medicală a fost cea care a guvernat toate reacțiile, toate atitudinile individuale și la nivel instituțional. Noi
Din nefericire, pandemia ne-a surprins fără o platformă, fără un soft de școlaritate. Se fac eforturi în prezent pentru a se structura un astfel de soft prin eforturi proprii, ceea ce a fost foarte, foarte util pentru noi și domnul Șutu cu siguranță că va explica mai bine lucrul acesta. A fost faptul că eram aproape gata cu atribuirea de adrese instituționale studenților. Acest lucru a fost de foarte mare folos și în acest fel am putut să interacționăm cu studenții într-un mod foarte facil. Prima măsură luată în regim de urgență a fost aceea de a distribui niște ghiduri pentru utilizarea celor două platforme, Google și Microsoft. Am beneficiat de experiența colegilor de la automatică și calculatoare, pentru că colegii noștri sunt mult mai avansați în a utiliza astfel de instrumente digitale. Bineînțeles că ne-am lovit de o oarecare eterogenitate în privința acestor competențe digitale și la nivelul studenților și la nivelul profesorilor și am încercat să trimitem cât mai multe informații ușor de recepționat, ușor de utilizat pentru ca să se poată desfășura aceste activități didactice în regim virtual. Trebuie să apreciez faptul că această reorientare către mediul online s-a produs foarte rapid. Într-o politehnică, bineînțeles că digitalizarea are un nivel ridicat. Într-o politehnică este adevărat că atât profesorii cât și studenții sunt familiarizați cu astfel de instrumente la niveluri diferite, dar într-un caz, în caz de nevoie, într-o stare de criză, iată că toată lumea s-a adaptat la aceste metode. Cuvântul de ordine a fost următorul. Trebuie să asigurăm rezultatele învățării. Și am încercat să folosim fel de fel de metode prin care am putut să desfășurăm cursurile, seminarele și marea provocare au fost laboratoarele, fără îndoială. Prin diverse metode, prin diverse căi am încercat ca să transmitem în final acele cunoștințe, valori, atitudini, competențe care sunt specifice fiecărui tip de activitate didactică. Deci plecând de la rezultatele învățării, am recalibrat modul de desfășurare a acestor activități. Am dat anumite jaloane, dar în general am lăsat libertate titularilor. Să nu uităm, una dintre valorile fundamentale ale unei universități este libertatea academică. Și în baza acestei libertăți am lăsat titularilor libertatea de a alege căile prin care să interacționeze cu studenții, căile prin care îi vor evalua în timpul sesiunii. Bineînțeles, noi dând anumite repere, dând anumite sugestii, recomandări în acest sens. Mai departe, marea provocare va fi, fără îndoială, finalizarea studiilor. Mai departe va fi un moment foarte important, admiterea. Acolo am gestionat mai ușor lucrurile pentru că am trecut la toate facultățile la o admitere bazată pe dosare, cu depunerea în format electronic a dosarelor. Urmează să vedem ce se va întâmpla la arhitectură. Acolo va fi o metodologie proprie în baza căreia se va face admiterea. Arhitecturile, după cum știți, în țară sunt foarte unite și au niște modalități foarte apropiate de lucru și probabil că se va lua o decizie la nivel național în acest sens, prin înțelegeri între aceste facultăți, universități, mă rog, de arhitectură. Într-un cuvânt, a trebuit să facem față unei situații în care, neavând o platformă unică pe universitate, neavând un soft de școlaritate, a trebuit să ne descurcăm cu ceea ce am avut și acum, uitându-ne înapoi, vedem cât de mult ne-am schimbat noi diverse convingeri, cât de mult s-a schimbat instituția care a funcționat continuu, aceasta a fost miza. Miza a fost ca să se respecte orarul, ca studenții să fie în contact direct cu școala, cu titularii, în așa fel încât acest mecanism foarte complicat care înseamnă o universitate să nu se blocheze. Cam atât voiam să spun, vreau să las pe ceilalți colegi ai mei să intre cu detalii, să prezinte anumite aspecte care țin de
această readaptare a instituției. Într-un cuvânt, vreau să mai spun faptul că noi ne-am trezit în situația în care un actor de teatru este pus să joace a doua zi într-un film. Diferența între actorii de teatru și cei de film este foarte mare. A preda în fața unui calculator într-o cameră goală este o încercare emoțională deosebită, dar iată că ne-am adaptat și la așa ceva. Ne-am adaptat să ținem ore fără asistență, fără acel feeling, acel feedback de la studenți, acea relație umană care se produce exact ca și pe scenă. Acum am învățat ca să fim actori, să fim transmițători de informații și chiar de emoții, chiar și prin mediul virtual. Astăzi am avut o discuție cu niște reporteri de la ProTV și puneam o întrebare foarte interesantă: dacă suntem pregătiți să primim în școli pe studenții, pe cei care în mod normal plecau în străinătate, dar care, iată, din cauza unor restricții vor rămâne aici în țară. Și am spus că, iată, după un efect al pandemiei va fi și acesta. După ce am redescoperit mâncărurile românești, produsele românești, vom redescoperi poate și școala românească atunci când poate mulți dintre absolvenții de liceu se vor reorienta către universitățile din România, dar asta ține numai decât, ține bineînțeles de condițiile, de restricții la nivel european în ceea ce privește mobilitatea persoanelor. Da, mă opresc aici. Eu vreau să vă spun că la ora 17 intru la curs, nu pot să stau peste ora aceasta, așa că mă veți scuza dacă voi părăsi la ora 5 întâlnirea. Mulțumesc! Mulțumim domnului prorector Seghedin pentru prezentarea făcută. În continuare am să dau cuvântul doamnei prorector Irina Lungu, care este profesor la Facultatea de Construcții și Instalații, conducător de doctorat în Inginerie Civilă, prorector cu relațiile internaționale și imagine universitară la Universitatea Tehnică Gheorghe Sache din Iași, președinte al filialei Iași Societatea Română de Geotehnică și Fundații. Doamna prorector ne va prezenta experiența existentă legată de învățământul online care s-a dezvoltat în cadrul unor proiecte desfășurate și în universitatea noastră și care sunt evoluțiile actuale pentru organizarea și altor tipuri de evenimente online, nu numai cele legate de educația directă a studenților. Doamna prorector, vă rog. Vă mulțumesc și bună ziua tuturor. Mulțumesc, Diana, pentru invitație. Este o plăcere să ne revedem. Am urmărit webinariile anterioare și, într-adevăr, este o altă experiență decât ora propriu-zisă pe care ți-o conduci în acest fel în ultimul timp. Într-un mod al hazardului, la momentul la care noi eram în funcția aceasta de prorector, am avut șansa să fac parte din echipa proiectului Didatec, care a fost coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și la care parteneri au fost Universitatea Politehnică Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică Gheorghe Sache din Iași fiind unul din cele 10 centre suport. Am făcut această precizare pentru că este o istorie în spate, începând cu anul 2010, acum 10 ani. Acest proiect extrem de ambițios era privit ca un fel de antrenament pentru un război care nu va veni. Știu că la alte universități învățământul la distanță a avut platforme pe care a funcționat cu activități reale ca cele pe care cu toții le facem în aceste zile. La universitatea noastră acest lucru nu a fost implementat până când, cum spune colegul meu Eugen Seghedin, a venit ziua de cotitură 12 martie
Și în sensul acesta, proiectul Didateca a creat acele competențe, să spunem, acea posibilitate de a ne instrui cum să proiectăm materiale educaționale pentru a lucra în principal pe platforma Moodle. Lucru care, în condițiile a ceea ce facem astăzi, răspunde unor nevoi în proporție hazardant, aș spune, de măcar 50%. Nu aș spune mai mult pentru că am constatat și din proprie experiență, atât didactică cât și pe alte tipuri de evenimente, că mai intervin niște componente. Și da, unele din ele sunt legate de emoții, emoțiile participantului în sine, emoțiile vorbitorului, dar mai sunt legate și de un anumit tip de comportament pentru care, să spunem, nu am avut feedback. Legat de ritmul vorbirii, de faptul că putem gesticula, ca să spun așa, numai la zona capului și foarte puțin din umeri, prin faptul că tonul vocii, să spunem, uităm câteodată să-l calibrăm, că ceea ce ajunge ne interesează în primul rând ca informație, însă informația de foarte multe ori rămâne atâta timp cât este susținută de un anumit tip de comportament. Pentru acest lucru, pentru că nu am avut ocazia să le exersăm, a trebuit să avem o modalitate de racordare, să spunem, și de calibrare aproape în timp real. Și cred că aici, la fiecare dintre noi, au intervenit acele componente care nu țin de formarea profesională, care țin de personalitatea noastră, care țin de tot acel bagaj care vine din toate experiențele vieții noastre. Și aici cred că se înregistrează foarte multe diferențe între modul de comportare la ore și aici se înregistrează, să spunem, într-un fel, un succes pentru unii și, să spunem, o participare mai limitată ca entuziasm și ca eficiență, poate pentru alții. Este un lucru pe care cred că e bine să-l conștientizăm cu toții. Însă, revenind la partea proiectului Didatec, ceea ce a fost extraordinar în acest proiect este că am creat o comunitate la nivelul țării, întrucât, practic, au fost 13 universități și această mare comunitate a creat o resursă de materiale educaționale într-o primă fază la nivel de 900. Acest lucru a fost la acel moment extraordinar și evident că a fost folosit și chiar îmbunătățit ulterior. Toată partea de a face față, să spunem, unor tehnologii care curg una din cealaltă, intervine în momentul în care, să spunem, prin domeniul profesional nu ești atât de deschis pe zona de IT și te deschizi pentru că aceasta este calea. Era greu de prevăzut atunci că va deveni o activitate permanentă și cred că un mare avantaj, cel puțin eu l-am resimțit, este că am avut acea lună anterioară în care ne-am cunoscut studenții în mod direct, iar trecerea după aceea în zona online a fost, să spunem, o continuare, păstrând amintirea și modul în care energiile curgeau în sală. Este, cred că, cel mai util după această experiență pe care cândva o vom încheia, să spunem, la nivelul acestui semestru, să avem un feedback, poate nu atât scris, poate nu atât pe zona online, dar la prima întâlnire față în față să putem să avem părerile reunite fără a face media de la toți cei cu care am interacționat sub o formă sau cealaltă. Cred că marele avantaj pe care l-am avut, iarăși pornind
după data de 12 martie, într-un alt fel de viață, în comunitate, a fost faptul că ne-am putut conecta mult mai ușor pentru a pune anumite lucruri în mișcare, începând cu întrunire online pe grupuri diverse de interes, de lucru pe proiecte, și am prins, cred că, curaj la acest moment în universitate se desfășoară zilele porților deschise într-o formă virtuală, cu chiar la acest moment suntem live pe Facebook, suntem într-o formă, să spunem, în care poate visam altădată. Am reușit să facem acest lucru cu ajutor, evident, dar și cu anumită încredere că distanța nu contează, iar conexiunea care se poate realiza între oameni depinde de oameni și depinde de cât de mult credem noi în ceea ce putem face. Și cum este o vorbă foarte bună, cerul este limita. Doar cerul este limita. De asemenea, am avut o experiență de participare la un târg internațional de universități, tot în variantă online. De fiecare dată, toată această calibrare de informații, dar și de vorbire, este o experiență în sine care ne ferim să o judecăm, să-i punem o anumită etichetă, este doar din partea noastră, încă un plus pe care cu siguranță îl vom folosi în viitor și nu în viitorul îndepărtat, ci începând de mâine. Din punctul acesta de vedere, și această întâlnire pentru mine este o altă experiență și vă mulțumesc pentru ocazia de a fi împreună și cred că având această zona de vorbire începând de acum 10 ani până la momentul zilei de astăzi, sunt încă o persoană care are încredere că această formă de tehnologie reprezintă un mod de lucru nu numai pe caz de avarie, dar în multe alte situații potrivite, atâta timp cât partenerii care interacționează în acest mediu sunt convinși de utilitate și nu forțați de necesitate să colaboreze. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, doamnei proiector Lungu, pentru această prezentare a situației trecute, actuale și poate viitoare. Și dau în continuare cuvântul domnului Șuțu de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale pentru a ne arăta care au fost provocările ridicate de apariția acestei situații excepționale din punct de vedere al infrastructurii informatice și de comunicații a universității. Vă rog! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru introducere, domnul Haba. O să încep prezentarea mea în fața camerei, după care o să pornesc și prezentarea pe care am pregătit-o pentru astăzi. Vreau să vă spun că cred că în vremurile în care trăim acum, cea mai mare contribuție a avut-o oamenii. Noi am avut norocul să avem oameni care să se implice în a face aceste lucruri să meargă, aceste platforme online pe care le folosim cu toții astăzi. Și, prin urmare, o să vă prezint foarte succint cine sunt acești oameni din spatele IT-ului universității. Pe slide-ul ăsta am desenat, am încercat să fiu foarte explicit cum suntem organizați.
avem niște structuri, niște birouri care sunt foarte specializate. Fiecare se ocupă de o anumită părticică din ceea ce înseamnă IT-ul. După cum puteți să vedeți, avem un birou de asistență tehnică IT&C care se ocupă exclusiv sau aproape exclusiv cu a răspunde la tichete, la probleme care ne sunt raportate nouă de către utilizatori. Avem biroul întreținere service care se ocupă cu depanarea echipamentelor din universitate, se ocupă cu întreținerea lor, se ocupă cu contracte de mentenanță și avem un birou care este foarte esențial, este biroul informatizare, prin care noi dezvoltăm aplicații proprii pe care le utilizăm ulterior în procesul de management al universității și chiar și în procesul didactic. Mai sus decât aceste trei birouri, există Serviciul Sistemelor de Comunicații Digitale, care este, eu aș spune, unitatea de forță a noastră, care conține specialiști care știu efectiv cum să lege aplicațiile între ele, știu cum să configureze aplicații open source, știu cum să le explice utilizatorilor ca să le folosească și, bineînțeles, mai sus avem Direcția Informatizare și Comunicații Digitale și Proiectoratul Informatizare și Comunicații Digitale, care este partea din conducerea universității, care nu doar că ne spune ce avem de făcut, dar ne și sprijină în ceea ce facem. O mică poveste ține de istoria acestei direcții. Noi nu am existat ca direcție până în anul 2016. Odată cu schimbarea mandatului de conducere a universității în acel an, compartimentul de management al informatizării a devenit Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. Am avut norocul ca conducerea universității să ne susțină și să putem să creștem schema de personal. Am ajuns să avem mai mult decât dublu numărul de posturi anterior. Am transferat posturi vacante pe care era foarte greu de angajat oameni din alte departamente, vorbesc aici și de facultăți și departamente din administrație, și am reușit să construim o structură care să aibă șanse să fie funcțională. Bineînțeles, punctele cheie, înființarea celor două birouri care în zilele de astăzi s-au dovedit esențiale, biroul informatizare și biroul asistență tehnică IT&C, și am trecut ca subordonare și cu totul în subordinea proiectoratului informatizare și comunicații digitale. Nu știu alte universități dacă au asemenea, o structură similară, dar pentru noi se pare că a funcționat. După cum am spus la început, principala problemă pe care cred că o are orice universitate din România este să găsească oameni care să stea în departamentul, în direcțiile de IT și care să știe să facă lucruri și chiar să le și facă. Și noi am găsit o soluție pe care considerăm că, eu cel puțin consider că este magică. Pe lângă a scoate la concurs posturi foarte specifice și cu criterii foarte dure de angajare și le scoate în mod repetat până când vine cineva pe ele, avem un artificiu care este, bineînțeles, perfect legal, dar noi îl folosim intens și anume organizăm stagii de internship. Din 2013 încoace, chiar în fiecare semestru, am organizat aceste stagii prin care am cooptat studenții ai universității noastre, nu neapărat doar de la facultățile de automatică și calculatoare sau de la electronică, telecomunicații și tehnologie informației sau de la inginerie electrică, și au venit și de la arhitectură în anumite stagii, au venit și de la inginerie chimică, deci am avut tot felul de oameni care au vrut să încerce, să vină, să învețe, să facă ceva și ulterior, mulți dintre ei au hotărât să și rămână. Și au participat la concursuri organizate de noi și au fost angajați. Bineînțeles, avem o competiție acerbă din partea pieții muncii, foarte mulți pleacă după un an de zile, mulți pleacă după 2 ani de zile și sunt și care efectiv nu au considerat să plece, pentru că au avut chestii foarte interesante de făcut. După cum vedeți, avem în acest moment 8 persoane care sunt foști interni ai noștri și care în aceste zile și în aceste 2 luni de stare de urgență au fost critici pentru funcționarea universității noastre. În concret, avem 22 de angajați în direcția noastră și la care se adaugă cei 3 coordonatori care sunt cadre didactice ale Facultății de Automatică și Calculatoare.
Am insistat să cooptăm aceste persoane în funcționarea Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, tocmai pentru a aduce un plus de expertiză, care este dublat, bineînțeles, de activitatea lor didactică și pentru a putea să facem efectiv lucrurile să meargă. În acest moment, structura de personal este ocupată în proporție de 65%, cred că este remarcabil, și, bineînțeles, acești oameni au și certificări profesionale. Nu o să le citesc pe toate, o să vă zic în mare că este vorba despre certificări de tip industry level, unele obținute, de fapt, marea majoritate, prin eforturi personale ale fiecăruia dintre cei care și-au dat aceste certificări. Vorbim aici de echipamente Cisco, vorbim de echipamente Huawei, vorbim despre platforma Cloud OpenStack, pe care încercăm să o facem, să o avem la noi aici, în data center-ul nostru. Vorbim despre Amazon, vorbim despre Rital, care este un producător uriaș la nivel mondial de echipamente de data center. Unde suntem noi localizați? Suntem în principal în data center-ul Tuiași, unde avem 10 racuri, vorbim de acele dulapuri mari în care o să înghesuim servere. Sunt niște echipamente foarte performante, climatizate individual. Putem să avem până la 30 de kW putere utilă în fiecare dintre ele, adică putem să punem foarte multe servere acolo. Avem multiple redundanțe și la alimentarea curent electric și la climatizare și, bineînțeles, avem un Network Operation Center foarte modern. Dacă aveți drum prin Iași, putem să vă invităm să vă facem un tur. În afară de asta, mai avem câteva sedi în care sunt localizate fiecare din birourile noastre și, bineînțeles, noduri de comunicații. 6 la număr în campusul didactic, 24 în campusul studențesc și o infrastructură de fibră optică care le conectează pe toate la data center. Ce folosim? Am folosit ceva ce în mediul privat se folosește foarte, la o scară foarte largă, și anume, avem o aplicație pentru gestiunea tichetelor. Adică, utilizatorii noștri, dacă au o problemă, pot să intre pe suport.tuiași.ro, să depună un tichet, să scrie niște detalii, iar colegii de la asistență tehnică preiau tichetele, le rezolvă, dacă nu știu să le rezolve, le pasează mai departe, cuiva care știe, și în felul ăsta sperăm noi că ținem utilizatorii mulțumiți din punct de vedere al interacțiunii cu sistemul IT. În ce privește felul în care ne organizăm noi activitatea intern, folosim o aplicație care se numește Trello, care ne permite să ne definim un flow al activităților de la to-do până la testing și done. Și, practic, acolo populăm datele în parte și care vin din OS Ticket și, bineînțeles, avem o aplicație care se numește Git, prin care noi gestionăm codul sursă pentru toate aplicațiile pe care le dezvoltăm noi și, în același timp, și configurațiile pentru servere, pentru echipamente de rețea, pentru absolut orice. Toate aceste aplicații sunt integrate cu a patra aplicație, care este cea mai importantă, și anume Slack, prin care efectiv comunicăm între noi, în care ne definim grupuri de lucru pe diverse probleme, în care primim notificări atât de la sistemele de alarmare, de la control acces, de la fiecare server în parte, și cât și de la aplicațiile gen Trello sau Git, și noi știm în permanență ce avem de făcut și cum avem de făcut și când avem de făcut. Deci este o chestie pe care am luat-o din producție. De acolo am auzit despre ea. Mai departe, Tuiași Online. Ce pot să vă spun eu este că lucrurile n-au început pe 12 martie 2020 pentru noi. Lucrurile au început în 2017, din punctul ăsta de vedere. A fost momentul în care noi am făcut câteva chestii extraordinare. Una dintre ele este sistemul de gestiune a identităților, Tuiași, care folosește, bineînțeles, platforme open source. Avem un cluster, de exemplu, de servere în care stochează identitățile propriu-zise, avem un cluster de servere de baze de date în care furnizează serviciul de acces la baze de date pentru toate celelalte servere și servicii de universitate și avem, bineînțeles, load balancere, care load balancere asigură faptul că în orice moment, chiar dacă un anumit server este down, toate celelalte servere pot să preia în timp real funcționarea fără ca utilizatorii să observe vreo diferență. Și în plus,
În plus, colegii de la Birou Informatizare au început să dezvolte în 2017 o aplicație internă a noastră pentru gestiunea admiterii online la Universitatea Tehnică. Și în anul 2017 s-a făcut admiterea la licență, în anul 2018 s-a făcut și la master pe lângă licență și în 2019 s-a făcut cu succes admiterea online pentru ambele pentru ambele, și pentru licență și pentru, și pentru master. Iar pentru anul 2020, colegii mei acum prospectează conectarea cu sistemul informatic integrat din România pentru a prelua datele candidaților de acolo în mod direct și avem speranțe că o să fie totul funcțional la momentul când o să fie nevoie de acestea. Acum, legat de ce s-a întâmplat mai departe pe partea de online, în 2019 noi am făcut primele teste de conectare la Google, la Microsoft, la Amazon și chiar și la GitHub. Nu pentru că am prevăzut noi că o să urmeze o pandemie, ci pentru că avem un lucru și plănuim să o facem într-un viitor, sperăm apropiat, să conectăm universitatea noastră la platformele cloud, care sunt puse la dispoziție de către acești furnizori de servicii online și care o să permită studenților, o să permită profesorilor universității să folosească resurse cloud în procesul didactic, în procesul de cercetare, cu anumite limitări, dar care o să poată să fie folosite. Și de acolo am pornit noi, de fapt și de drept, când am început această migrare online. Pentru că în momentul în care am făcut testele, am știut mecanismele, am știut cum trebuie să modificăm sistemele noastre în așa fel încât să putem să le legăm de sistemele de acolo, din Microsoft și din Google. Și pentru asta, la sfârșitul anului trecut, am reușit să ridicăm un sistem de single sign-on care permite conectarea la toate serviciile universității care sunt în momentul de față publice, folosind același utilizator și aceeași parolă, care toate sunt stocate în acest sistem de gestiune a identităților realizat între 2017 și 2018. Anul ăsta am făcut, bineînțeles, partea de conectare la Microsoft Teams și la Google Meet și care ne-a luat, o să vedeți în slide-ul care urmează, foarte puțin. Dar dacă nu am fi avut făcut toate celelalte lucruri anterior, în 2017, 2018 și 2019, noi nu am fi putut să facem în timp util ca să putem să continuăm să ne desfășurăm activitatea ca universitate. După cum vedeți, în momentul în care s-a suspendat activitatea didactică, pe 12 martie, noi am turat motoarele, ca să zic așa, am ridicat într-o săptămână platforma Google Meet, am ridicat în următoarele două zile și platforma Microsoft Teams și peste încă două zile am avut activități didactice online. Luni, 23 martie, s-au ținut ore online în Universitatea Tehnică. Bineînțeles, a doua zi am vrut să vedem câți utilizatori avem conectați. Am avut 50% din utilizatori, care mi se pare un lucru absolut remarcabil. Iar la o săptămână distanță deja ne duceam în 70%. După care creșterea s-a planat, dar am ajuns în punctul la care avem activitatea desfășurată integral online. De ce am abordat strategia pe care am abordat-o? Am considerat că e nevoie de două platforme online, nu de una singură, pentru că aceste platforme online sunt făcute fiecare cu specificul ei. Platforma de la Google este mai ușor și mai intuitiv de folosit, dar are la dispoziție mai puține facilități evidente. Ele există, dar nu sunt foarte evidente. Platforma de la Microsoft este puțin mai dificil de utilizat, dar sunt utilizatori care o preferă pentru că pot să facă și alte lucruri în această platformă. Și atunci am zis că pentru a crește șansele ca aceste platforme să fie folosite din start, trebuie să le defalcăm cumva pe niveluri de dificultate. Și atunci le-am făcut pe amândouă. Cum ne-am organizat efectiv? Am avut o echipă de dezvoltare care timp de o săptămână au stat aproximativ 16 ore pe zi ca să lege aceste aplicații între ele și ca să le facă efectiv să meargă. Am avut o echipă de instruire care s-a ocupat de redactarea ghidurilor, de care a vorbit și domnul profesor Seghedin, și care au ținut și prezentări prin care să arate oamenilor cum să folosească facilitățile acestor platforme, și am avut echipa de suport tehnic care au stat și au preluat în cel mai rapid mod posibil toate problemele raportate de către utilizatori, astfel încât până în data de astăzi,
cred că acum două ore am actualizat ultima dată cifra, am avut 692 de etichete depuse pe platforma noastră de suport tehnic. Și avem și un grafic pe care l-am pus pe slide-ul ăsta ca să vedeți cum în momentul în care am ridicat noi platformele, au apărut foarte mulți oameni care au încercat să folosească, se vede numărul de etichete care au apărut și se vede cu verde, dacă vă uitați, și rapiditatea cu care au fost rezolvate aceste etichete. Eu personal sunt foarte mândru de cum linia verde o urmărește pe cea albastră în acest grafic și mă uit din când în când la el și cred că îmi dă încredere. Ce provocări am avut legat de a face aceste lucruri? În prima instanță, noi am pornit de la două chestiuni pe care le-am considerat esențiale, și anume, toate datele cu caracter personal trebuie să rămână la noi. Și atunci, a trebuit să facem conectarea între sistemul de gestiune a identităților TUIA și platformele online, ceea ce a fost o muncă destul de dificilă. După care, a trebuit să ne asigurăm că dacă avem identitățile la noi, atunci putem să facem și autentificarea la noi. Adică, în momentul în care un utilizator intră pe Google Meet sau pe Microsoft Teams și își introduce adresa de e-mail instituțională, este redirectat în mod automat către sistemul de autentificare de la TUIA. Și mai departe, înapoi, către aplicație după autentificarea reușită. Deci a fost o mare provocare. Și a doua mare provocare pe care am avut-o în această perioadă a fost felul în care le punem la dispoziție profesorilor noștri accesul la structurile din procesul didactic, și anume grupe, vorbim de serii de studii, vorbim de ani de studii sau specializări întregi, pentru că dacă n-am fi pus la dispoziție aceste grupuri în aplicații, fiecare profesor ar trebui să adauge la mână studenții de fiecare dată când făceau o planificare a unui curs. Și atunci am făcut în așa fel încât să fie la două clicuri distanță acest lucru. Și bineînțeles, așa cum a spus și doamna profesor Lungu mai devreme, a trebuit să facem același lucru și pentru personalul auxiliar didactic al universității, în așa fel încât să se poată face și ședințe, să se poată face consilii, să se poată face activități care în mod normal ar fi trebuit făcute face-to-face și nu am putut efectiv să le facem. Și atunci ne-am ocupat și de personalul universității. Ce avem în lucru? După cum a spus-o și domnul proiector Seghedin și doamna proiector Lungu, urmează încheierea anului. Încheierea anului înseamnă evaluare. Și atunci avem deocamdată trei variante, și anume facilități puse la dispoziție de către platformele Google și Microsoft pentru definirea de quiz-uri, că de fapt asta înseamnă, și anume Google Forms și Microsoft Forms, și o chestie mai avansată, și anume platforma Moodle. Această platformă Moodle nu este nouă pentru Universitatea Tehnică, ea este folosită în facultățile noastre, nu în toate, dar este folosită, sunt departamente care au un model al lor, sunt facultăți întregi care au un model al lor sau sunt profesori care au un model al lor și au vrut să poată să facă o parte de e-learning pentru cursurile lor. Noi ce facem acum? Facem o platformă la nivelul întregii universități în care să definim utilizatorii, să definim ca în platformele online grupe, să facilităm posibilitatea de a da examene mai riguros. Și Moodle vine aici cu niște lucruri în plus față de Google Forms și Microsoft Forms și avem încredere că o să reușim să o scoatem la capăt până începe sesiunea. Mai departe, bineînțeles, a da examene nu înseamnă e-learning. Noi trebuie să considerăm faptul că s-ar putea din toamnă să nu putem să ne aducem studenții înapoi și să trebuiască să începem ceva folosind un instrument și acel instrument se numește e-learning. Și atunci, ce începem noi acum să facem cu Moodle pe partea de examinare, vom duce și sunt sigur că vom reuși să facem până în toamnă să funcționeze complet ca un sistem de e-learning, nu doar ca unul de examinare. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Șuțu pentru această
prezentare extinsă, care a arătat efortul uriaș depus de Departamentul de Informatizare. Acum, în continuarea prezentării, în continuarea webinarului, aș vrea să prezentăm și câteva exemple de realizare a aplicațiilor practice. Și înainte de a da cuvântul doamnei profesoare Irea Dinschi, vă invit să completați un scurt chestionar în care să vedem experiența dumneavoastră privind desfășurarea lucrărilor de laborator în această perioadă a pandemiei. Doamna profesoară Irina Radinski este profesor universitar în cadrul Departamentului de Fizică a Universității Tehnice, unde predă cursuri de fizică generală și fizică tehnică. Domeniile sale de cercetare includ relativitatea generală, modelare de materiale performante pentru construcții și mediu. Este creatoarea unui laborator de fizică virtual, care îl utilizează pentru studenții Facultății de Construcții și Instalații. Și invitația a fost ținând cont și de faptul că la aceste webinarii, așa cum am putut vedea în edițiile anterioare, participă și cadre didactice din învățământul preuniversitar, care ar putea fi interesate de experiența efectuării de lucrări practice de fizică în forma online. Doamna profesoară, vă rog. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Pentru că toată lumea a spus de experiența, de fapt nu despre experiența, despre faptul că această pandemie ne-a luat pe neașteptate, eram mai mult sau mai puțin pregătiți. Pe mine m-a prins așa parțial pregătită, fiindcă începând cu anul 2007 am un pic de experiență în e-learning. Sfârșitul lui 2007-2008 m-a prins cu crearea unui laborator virtual de fizică. El este plasat pe site-ul, pe serverul Facultății de Construcții și Instalații din universitatea noastră. Iar în prezentare, în primul rând am o mică prezentare în PowerPoint cu lucrările de laborator și până am să intru direct pe site ca să vedeți una, două aplicații efectiv cum funcționează. Întâi PowerPoint-ul. Așa. Deci am prezentat pe scurt. În primul rând am pus efectiv și o poză dintr-unul din laboratoarele noastre în care lucrez eu efectiv când era face-to-face această întâlnire cu studenții, laboratorul 3. Toate sunt cam pe același tipic. Acum au fost și achiziționate lucrări de laborator noi, deci stăm destul de bine la acest capitol. Aici este efectiv o imagine a paginii de web unde este plasat laboratorul virtual. Pe urmă, mai departe, am și un grup de social learning pe Facebook unde invit studenții, deci am plasat toate materialele și acolo, avem întâlniri și acolo, am pus pur și simplu o imagine virtuală a unui din laborator. Așa. Aici, în Google Classroom, pe platforma Google Meet, unde avem cursurile și laboratoarele plasate, toate, cum arată efectiv într-o pagină de acest tip, apare lucrarea de laborator în PDF, apare secțiunea cu calculul erorilor și apare efectiv link-ul către simulare. Și acum, efectiv, am făcut prin screen și urmează prezentarea lor așa în slide. Asta este una dintre lucrări unde staționare electromagnetice. La două din ele am pus și imagini din laborator. Asta este determinarea vitezii sunetului în aer, care am făcut efectiv și cu studenții noștri în acest semestru. Așa arată ea în virtual. Deci se vede totuși este o asemănare, zic eu, destul de bună, o corelație bună cu ce avem în laborator, cu ce avem în virtual. Așa. Asta este studiul coarde vibrante, unde staționare. Aici, pentru transportul de energie prin radiația termică. Nu am precizat
am folosit Adobe Flash și JavaScript cu HTML5. Asta este realizat în Adobe Flash. Are și secțiune de explicații atașată ei direct, deci nu am mai plasat noi explicațiile în, pe site, în Google Meet sau, în, sau pe Facebook. Are și în limba engleză, pentru că există și serie în limba engleză la Facultatea de Construcții și Instalații. Asta este alta determinare a constantelui Planck, tot în Adobe Flash. Ele sunt surprinse chiar în momentul utilizării. Le-am luat pe niște valori numerice, niște rezultate efective. Aici avem tot efectul fotoelectric, curba curent tensiune, deci tot cu datele deja luate. Aici este altă aplicație, tot la efectul fotoelectric, curba curent iluminare. Aici, tot în laborator, studiul oscilațiilor amortizate, așa arată în fizic lucrarea, așa arată în virtual. Asta este cu JavaScript și pe HTML5, deci asta este realitatea și așa este în virtual. Și aici avem măsurarea căldurilor specifice. Da. Avem și niște publicații, eu cu colegii mei, suntem așa o mică echipă, am reușit să avem și în această zonă publicații chiar indexate în Web of Science. Aici am o scurtă selecție de câteva lucrări, dacă este cineva interesat, chiar de o colaborare, noi am fi bucuroși și deschiși oricând. Așa, și acum... Să merg pe site. Deci aici este, acum pot să merg în jos pentru că ele sunt mult mai multe decât se puteau vedea pe prima pagină din PowerPoint. Aici este laboratorul virtual. Și dacă, de exemplu aici, dacă merge măsurarea vitezei sunetului, cum ar funcționa? Sunt două oscilații perpendiculare de aceeași frecvență în compunere. Din de, zic în linii mari, pentru că oricum nu am timp să prezint în detaliu, se compun din defazaj, se găsește propagarea vitezei sunetului în aer, în aceste două tuburi, un tub fix, unul mobil, pot să variez distanța și variez defazajul. Mai merg la amplitudine, măresc un pic ca să vadă mai clar. Am și joc de frecvență aici. Deci, așa ar fi. Evident, se schimbă frecvența, se schimbă amplitudinea, reglez distanțele cum doresc. Iar efectiv aici, ce nu am spus și completez acum, aceste simulări au înglobat și erorile din laborator. Deci a fost posibil înglobarea chiar și a erorilor măsurătorilor respective. S-au luat mai multe șiruri de determinări până când am reușit să înglobăm și acele erori. De exemplu, chiar în real această lucrare nu are erori semnificative la determinarea, are o precizie destul de bună. Și aici chiar se vede. Se vede distanța, se vede valoarea frecvenței și calculată viteza sunetului în aer, este temperatura standard cam 20 de grade Celsius. Bun, să alerg și altceva. Unde staționare electromagnetice, practic se numește sistemul Leher. Ideea este să se găsească locul maximilor și al minimelor ca să putem găsi caracteristici de la sistemul oscilant, inductanța bobinii, capacitatea condensatorului și frecvența undei respective. Măsurările sunt pe lungimi de undă și ei au posibilitatea să vadă locul de maxim și de minim, plimbând acest beculeț. Au atașat rigla pentru măsurători. Mai plimb o dată așa. Aici. Asta este tot în JavaScript pe suport HTML5. E mai simplu un pic, aici mai mult fenomenul urmăresc ei. Ca o mică paranteză, chiar și în perioada pandemiei am fost practic în fiecare zi la serviciu și eu personal am intrat în laborator și le-am arătat și lucrarea efectiv live, cum ar fi fost face-to-face. Deci am ridicat eu un șir de date și pe urmă a urmat experimentul virtual sau chiar invers uneori. Cum doreau ei, pentru că unii au dorit să facă întâi virtual și pe urmă să le arăt eu lucrarea în laborator sau invers. Aici a fost voința studenților.
la efect fotoelectric extern. Asta este în Adobe Flash. Deci, am și teoria. Deci, studentul vine, vede și teoria pe scurt. Bineînțeles că avem și lucrările puse în PDF, ca în pagină cu cursuri și cu lucrări. Este și varianta în limba engleză. Și efectiv, cum se lucrează, e aici o posibilitate să dau pe română. Varieze distanța dintre celula fotoelectrică și sursa luminoasă, iar de aici începe culegerea datelor și construirea curbii intensității curentului electric. Și aici, și în Adobe Flash, se ține cont de un pic de întârziere până ajunge la saturație. Se ține cont de erori. Sunt erori, cum chiar dacă este o construire de grafic, nu este chiar ca în teoretic, chiar cum ne-am dorit, cu atât mai bine, pentru că ei văd realitatea. Iar acum, dacă îl las aici la valoarea maximă și umblu la distanță, această curbă se urcă, evident, sunt mai aproape, am sursa mai aproape, un pic acum este complet. Așa. Aici nu mai insist, pentru că e tot lege de efect fotoelectric. Gândesc că sunt doar pe curbă curentii luminare, să merg la oscilații amortizate. La oscilații amortizate și la viteza sunetului lunar am atașat în prezentarea în PowerPoint și cum arată lucrarea în real. Repet, toate sunt fidelizate suficient. De aici este posibilitatea de variație la frecvență. Iar de aici am circuitul cu bobina și cu condensatorul ca să induc amortizare mai mare, mai mică. El merge și pe regim de bătăi și pe regim de oscilație armonică când merge aici verilău la valoarea de la rezistor. Așa, și acum este în regimul de oscilație amortizată. Am și ei cam... Așa, la limită sunt oscilația periodice, să lăs pe o variantă să fiu pe amortizare, iar de aici merg la inductanța bobinei. Măresc, micșorez. Acum micșorez. Și se strânge graficul. Scopul lucrării este să vadă efectiv cele trei tipuri de oscilații. Sunt mai multe oscilații amortizate, evident, dar ei trec și prin... dacă pun rezistența la zero aproape, văd și repet și oscilații armonice, cum ar fi reprezentate, și acum văd oscilațiile amortizate sau amortizare bruscă, spuneam, dar un pic o să trebuiască să umblu de aici, mișcarea periodică, cam așa. E aici un pic în colț, o mică, ceva, o pantă mai bruscă, dar dacă mi-aș avea eu răbdare acum și aș prinde punctulețul, ar fi altfel. Adică mai sunt între asta și asta, în fine. Iar la valori mari se vede, deci scurtarea este abrupt fenomenul pe oscilații amortizate. Cam aici. Așa. Și acum aș măresc și micșorează domeniul. Deci văd cele trei tipuri de oscilații la amortizate, au aperiodice și periodice și oscilațiile armonice și fac efectiv, pot face măsurători, iau o valoare de la bobină, de la condensator, de la rezistență. Așa. Și aș mai determinarea călzirii. Am proba, am termocuplu, se încălzește. Trebuie să dau... Nu înțeleg de ce nu reușesc aici să dau valori la tensiune. Trebuie să funcționeze.
Putem joacă mie aici pe... Nu e vorba de conexiunea internet, că nu are nicio problemă lucrarea. Merg pe alta, radiația termică. Asta este în Adobe Flash. Deci, am practic aici transportul de energie prin radiație, am o punte Weston, am diferența de potențial, trebuie să găsesc indicațiile la galvanometru pentru a avea curentul și să verific această lege care îmi spune că am o proporționalitate cu puterea a patra temperaturii a puterii electrice. Deci, practic am închis cum funcționează, am intervalul de tensiune, am intervalul de rezistență, pun eu așa o valoare. Nu știu dacă am nimerit. Acul trebuie să stea la zero ca să fie echilibru. Nu este. Am să pun altă valoare aici. Cred că trebuie mai mult mai mare. Da, chiar am nimerit un pic, este așa o mică eroare, dar nu mai mult. Este probabil că de un om sau doi. Și se trasează, efectiv, se trasează graficul. Graficul este trasat implicit. Avem panta, care este 3,67, deci aproape 4. Panta trebuie să fie 4 ca să avem corelații cu teoria. Niciodată nu se obține nici în laborator, efectiv, corelația cu teoria. 4 este așa utopic, nu putem obține 4. La fel este varianta în engleză, cu teoria. Asta. Ar fi. Și le-am utilizat. Le-am utilizat puțin, puțin, vreau să zic puțin în sensul că nu le-am utilizat foarte mult înainte de această situație. Intrau care studenți doreau. Au dorit. Au intrat mai mulți când noi am făcut un studiu pentru niște lucrări care am dorit să le publicăm și pentru niște experiențe, colaborări cu alți colegi. Deci, într-un caz masiv ca acum. Dar câți au intrat, au fost mulțumiți. Evident, era tentația, m-am jucat cu lucrarea, știu un pic ce este și în laborator, o prefer, să știți, masiv au preferat acest mod de lucru. Chiar am rămas surprinsă. Poate am rămas și bucuroasă că am reușit să fac mai atractiv, zic așa, un canal de atragere a intereselor și a dorinților de a studia și așa. Dar, repet, nu era o dorință de a studia, nici de a se juca, că poate plusez eu e prea mult spus, era o dorință doar de a investiga, de a altceva și, efectiv, chiar verificau și ce este în real. Deci le spuneam, nu aveți ce să verificați, pentru că experimentul virtual redă până și erorile, până când se lămureau și chiar și de acest lucru. Dar, repet, eu am avut și o mică satisfacție, poate medie, să zic, mare nu. Mare o am acum, forțată din prejurări, efectiv, că nu se poate. Deci, repet, le-am prezentat și lucrarea în fizic, era fără ei și senzația era neplăcută, mai ales la început, dar ne-am adaptat. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să rog pe Diana, dacă are rezultatele primului chestionar. Da. Era o întrebare referitoare la modul în care s-au efectuat lucrările de laborator în această perioadă. Vedem că cele mai multe în răspunsuri sunt cele folosind materiale multimedia, adică animații sau videoclipuri. După aceea urmează varianta rezolvând probleme și cea discutând aspectele teoretice. Da? Pentru viitor, probabil că urmează să fie introduse sau dezvoltate cele care se bazează pe realitate virtuală sau augmentată. Îmi rog pe doamna profesoară să comenteze o leacă care este părerea, făcând comparație cu ceea ce a desfășurat dumneai în această perioadă. Mă uitându-mă la chestionar, spuneți, da? Da. Materiale multimedia, deci pe primul loc, văd, folosind sisteme de realitate virtuală sau augmentată, pe ultimul loc văd aici. Aspecte teoretice, rezolvăm probleme, da, ce să zic,
Acum fiecare cum a putut, cum a avut acces. Nu. Vreau să zic, nu mă pot pronunța, ce să spun, că este bine, este rău, este... Dacă dintre ceilalți invitați vrea cineva să intervină... Este un început, zic eu, promițător, totuși, având în vedere și situația actuală. Da, întrebarea era care au fost principalele dificultăți întâmpinate în desfășurarea lucrărilor de laborator. Știind că în cadrul unui laborator avem de prezentat o parte teoretică, avem de gestionat modul în care se implică studenții în lucrare, cum percepem activitatea lor, cum obținem reacții, da? Și după cum se vede, practic, cele mai multe răspunsuri se referă la greutatea de a percepe activitatea reală a studentului. Știm că poate este dincolo de ecran, dar nu știm exact ceea ce face. Doamna proiector Lungo, dacă puteți adăugați ceva, care a fost o experiență dumneavoastră în interacțiunea aceasta cu studenții la distanță? Da, cred că avem aici câteva păreri, nu știu dacă pot fi considerat grad de generalizare. Recunosc că semestrul ăsta am mai puține ore ca atare, experiența mea se reduce doar la nivelul unei singure discipline. Să predau la programul cu limba de predare engleză, sunt mulți studenți Erasmus care au un antrenament de a fi autentici și online și direct, cred că mai mult decât l-au studenții noștri și cumva și datorită lor interacțiunea cred că a fost mai bună. Într-adevăr, perceperea activității reale, nu am avut laborator ca atare, nu pot să am o părere, să spunem, chiar 100% pe temă, dar ce aș putea spune din experiența numai pe zona de proiect este că la un moment dat această activitate reală, tot în urma unei interacțiuni unul la unul, care poți să o ai, numai că îți depășești timpul alocat. Deci, cumva, problema timpului este mai mare decât în interacțiunile reale. Asta pot să spun. Altfel, calitatea se poate menține, dar durează mai mult. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Și aș vrea să lansăm și cel de-al treilea chestionar, dacă se poate. Deci este vorba despre modul în care împărțim timpul în cadrul lucrării de laborator. Știm cum se face sau cum o făceam în cazul în care făceam laboratoarele față în față. Întrebarea este dacă aceste procente alocate fiecărui tip de activități se păstrează și în online sau, din contra, există diferențe. Dau în continuare cuvântul domnului profesor Florin Pantelimonescu, care activează în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice, unde a dezvoltat cursuri și laboratoare în domeniul Embedded Linux Machine, Internet of Things, Intelligent Car. A lucrat în ultimii 6 ani la firma Infineon în calitate de coordonator al echipelor de dezvoltare a sistemelor de securitate pentru rețele de calculatoare. A coordonat echipe care au participat la concursuri studențești internaționale organizate de firmele NXP și Microsoft, care au luat locurile 1, 2 și 3 la fazele finale. Este expert în proiectul european
IPROF și inițiatorul și dezvoltatorul unui laborator online pentru domeniul embedded, în colaborare, realizat în colaborare cu firma Infineon. Domnule profesor, vă rog să prezentați, iar asistenței transmit invitația de a completa cel de-al doilea chestionar, legat, așa cum se vede tot, de modul în care s-au desfășurat lucrările de laborator în această perioadă. Domnule profesor. Bună ziua și nu știu dacă observați ecranul meu acum. Înainte de a începe prezentarea mea, eu aș vrea să fac, cu permisiunea antevorbitorilor mei, două minore precizări. În Universitatea Tehnică s-a derulat în perioada anilor 2014, 15, 16, 17, împreună cu Universitatea Politehnică și cu, de la Timișoara, cred că tot Universitatea Tehnică, un mare, a fost un proiect e-prof, care s-a numit, împreună cu o firmă din Italia. Am făcut niște module pentru e-learning, nu pentru pandemii. E-learning-ul este o activitate normală la foarte multe universități și sunt realizate metode, tehnologii și așa mai departe. Deci Universitatea Tehnică Iași, noi am făcut cursurile și am ținut pentru majoritatea cadrei didactice din învățământul liceal și cred că am avut peste 2000 de cursanți. Eu personal am fost printre cei care au făcut designul cursurilor și în mare parte eu în special m-am ocupat și cu cei din Italia de mobile learning, respectiv proiectarea activităților didactice pentru ca să poată fi folosite handheld device-uri, respectiv telefoane, tablete și așa mai departe. Iar în Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, noi am organizat două laboratoare pentru continuarea cursurilor, pentru dezvoltarea tehnologiilor educaționale e-learning, dotate cu cea mai faină tehnologie a timpului și care există și acum. Da? Deci asta a fost completarea care am vrut eu să o fac. Eu vreau să continui cumva prin activitatea mea la acest capitol, care a început cam acum 10 ani, da? Și în intervalul acesta, eu în această perioadă am fost în Infineon, am încercat să construim un modul pentru învățământ online în spiritul open courseware. Deci acum 10 ani, cred că sau mai mult, a pornit mișcarea aceasta în universități, care au spus că tot ce este curs poate fi pus online, iar accesul studentului să fie oriunde, de oricând, de către oricine. Deci am pornit atunci având și suportul Infineon la treabă și la școală, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, am construit un server sau o mașină online pentru învățământ online, care, spre deosebire de ce s-a vorbit până acum, eu vreau să spun că resursele pentru învățământ online au existat întotdeauna. Noi nu cred că e cazul acum să reinventăm roțile, da? Noi trebuie să facem conținut. În ce constă această structură care este prezentată aici? Eu sau noi, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, în mare parte din discipline, se ocupă cu embedded computer sau cu mașini inteligente sau mașini mobile. La această gamă de cursuri, deci așa cum se vede pe ecranul ăsta, disciplina principală este, se numește sau se referă la embedded Linux machine. Deci sunt mașini de ultimă generație care se incorporează în tot felul de obiecte, de la autovehicule și până la, eu știu, telefoanele mobile.
plecând de la constatarea de acum 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani, că cel puțin o parte dintre studenții buni lucrează în diverse companii, full-time, part-time și așa mai departe. De atunci ne-am pus problema și la cererea studenților. Noi vrem să învățăm, dar nu putem veni la școală, nu avem resurse și așa mai departe. Și am dezvoltat împreună cu Infineon acest modul. Acest modul acoperă vreo două sau trei discipline și începe cu primul, o să pornesc cu primul de aici. Nu știu dacă permit totuși să fac video-ul ăsta, sper că merge. Ăsta era este un Hello World de la Iași, ca să vedeți cam ce învățăm noi pe studenți la chestiunile acestea. Da? În mare parte, după cum observați aici, da? Deci astea sunt elemente executate în laborator, da? Și în care studenții participă activ. Cum participă activ? Împreună cu compania Infineon, noi am împrumutat sau am dotat studenții cu toate echipamentele necesare realizării aplicațiilor de acest tip care îl vedeți aici. Ăsta ar trebui să scrie Hello World from Iași, da? Iași oferind un oraș așa mai la estul României, îl vedeți acolo, da? Deci, toată povestea asta duce cu gândul că aceste structuri de calcul, da, pot fi accesabile de studenți de oriunde. Și atunci am dezvoltat aceste discipline, da, pe care oricare să dă click, eu să dau click pe prima de aici, da. Toate disciplinele acestea conțin în mare parte cursurile, evident, și lucrările de laborator care toate se fac online, da. Online le-am făcut aproape tot timpul și acum se fac exact online. Deci, practic, pentru noi pandemia asta nu vine cu nimic, n-aș vrea să fiu răutăcios, dar mi se pare prezența studenților chiar mai bună online. Deci, repet, împreună cu Infineon, fiecare student are acasă toate componentele care sunt, le vedeți desenate în desenate, cam în figura asta, n-aș vrea să intru într-o discuție prea tehnică. Important este ca toate laboratoarele și cursurile să fie astfel prezentate, în care dacă el dă click pe un mouse, pe o chestie de genul ăla, el trebuie să poată vedea cursul aici, da? Și cursul trebuie să apară aici, dacă este un net ca lumea, da? Iar toate laboratoarele, o să luăm unul la nimereală, care vreți dumneavoastră de pe aici, nu știu, să luăm laboratorul 8, să spunem, da? Deci toate laboratoarele acestea sunt făcute ca niște rețete de bucătărie, da? Deci fiecare laborator care îl deschide studentul așa cum îl deschide eu acum aici, da? El vede laboratorul ca o rețetă de bucătărie în care are o denumire. Ce trebuie să fac eu la laboratorul acela? Ce urmăresc în laborator? După ce îi spun ce urmăresc în laborator, da, îi spun ingredientele de care are el nevoie ca să deruleze activitatea în garajul lui. Chiar ăsta e și cuvântul care îl folosim noi. Noțiunea de garaj. Da? După ce vede ce componente sunt necesare, el are niște exemple de programe, da? Și dacă dă click pe oricare element ăsta, dă click și vede sursa programului, da? El trebuie să reia acest program pe mașina lui și să vadă că merge, da? Și trebuie să meargă, da? Capitolul următor arată modul de derulare experiment. Cum se pune, cum se face, cum se amestecă, cum se fierbe, cum se pune și așa mai departe, da? Îi punem toate componentele care le trebuie să le încarce el pe mașina lui sau ce mai trebuie pe acolo, da? Și mai departe sunt niște probleme propuse, da? Deci are una, două, trei, patru, cinci la fiecare probleme propuse. Nu vreau să intru în tehnic, așa? Iar la sfârșit, partea regală este bibliografia, da? Deci orice student are acces la toate modulele acestea de aici. Eu îl închid pe ăsta că n-aș vrea să intru pe multe detalii acum, da? Deci toate modulele sunt organizate în felul acesta, da? Studentul știe de la început ce urmărim noi, cum și cam ce abilități va căpăta la sfârșitul unui astfel de modul. Deci noi eu împreună cu suportul din Infineon și o parte dintre colegii mei, am încercat să facem toate elementele acestea compatibile cu ăsta de aici, da? Deci mai dăm înapoi o dată cu Meet OpenCourseWare, da? Adică,
Eu sunt fain Meet Open Courseware, da? Deci vedem legăturile care sunt puse aici, nu lăsăm pe Open Course aici, dar eu consider că într-o universitate, la ora actuală, este o mare pierdere dacă nu ne integrăm în mișcarea Open Course. E indiferent cât am pune noi alte conexiuni sau să facem rețele sau structuri din astea care sunt deja. Vreau să vă spun că în semestrul acesta, cursurile astea, ăsta este acum în derulare, da? Iar noi avem propria noastră structură care n-am pierdut nicio oră, ca să fiu puțin, da. Deci noi am făcut o tunelare prin internet cu ajutorul unei companii din Islanda. Ne-am pus niște servere online la care studentul are acces tot timpul și în care el își poate pune problemele lui rezolvate. Pentru examen, da, la o disciplină de acest tip, am luat tot standardul de evaluare care există pentru cursurile online și standardul ăsta cel mai bine se găsește, este amplasat pe hexter.io, în care fiecare student își dovedește cum se cheamă, cunoștințele, dar și abilitățile de a folosi cunoștințele într-o aplicație concretă, dezvoltând și punând un proiect după structura Hexter. Da. Deci Hexter este standardul pentru lumea civilizată a computerilor care a dus la crearea internetului, a tehnologiilor web și a tot ce vedem noi acum. Deci și toate lucrurile astea pentru e-learning există de 10, de 20 de ani. Mie personal, nu știu, ca să fiu, mi se pare că pandemia asta face bine prin faptul că ne aduce aminte că această resursă online exista. Toate instrumentele acestea care noi acum le folosim sunt și sunt folosite în alte părți de multă lume, de 7-80 ani. Deci mișcarea de a face open courseware, de a pune materia aceasta la dispoziția studentului tot timpul, după mine, este cea mai bună, cel puțin rezultatele sau după părerea mea, studentul învață mult mai bine când are el timp, când are el chef, însă dificultatea cea mare este să construim modulele acestea. Pentru că timpul, cel puțin pentru mine, cel mai mult timp ia să realizezi aceste module educaționale, să le faci după un plan cu cap și coadă de la început, să le corelezi cu celelalte discipline. Și dacă multă lume crede că a face cursuri online înseamnă că îmi pun microfonul și încerc să vorbesc eu și mă vede sau nu mă vede studentul sau transmite o nu știu ce multe emoții acolo, nu cred asta. Eu cred că cel mai mult ar trebui să ne focalizăm pe produs, sau cel puțin mă refer la mine, la noi, pe de produs aceste obiecte, de ancorat studenții pe niște module la zi, corelate cu celelalte universități în primul rând, și să nu facem noi un învățământ folcloric online și fiecare cum crede. După mine, există niște reguli și sunt niște standarde. Nu vreau să... Dar eu am avut ocazia, participând la competițiile astea organizate de Microsoft în special, după aia NXP și în Infineon, să pot participa la meeting-uri din astea în care se spunea tânărul de mâine trebuie să știe A, B, C, D și așa mai departe. Tehnologia de mâine este sau se estimează că va fi A, B, C și așa mai departe. Online există documentație până la cer să vorbim, da? Ce ne rămâne nou ca profesor, ca instructor, ce-om fi, să punem în practică și să dezvoltăm niște experimente din astea încât să atragem și studentul cu imaginația lui creativă, pentru că, iarăși, eu nu aș vrea acum să fac comentarii, însă cred că oricât ai face online learning acum, soluția de a face universități fără studenți nu cred că există și sper să nu existe. Mie mi se pare că se încearcă prea mult să se facă universități fără studenți. Eu consider că, iarăși, online learning-ul ăsta, în open course, da, ne și oferă o vizibilitate externă. Da? Deci vreau să spun că tot modulul ăsta care l-am făcut noi aici este engleză-română. Am avut mulți studenți din afară care au văzut aceste module și au mers și au venit la Erasmus
Și eu consider că pentru vizibilitate la elevul de liceu, pentru că asta este durerea noastră cea mai mare, dacă punem toate cursurile online și elevul vede ce se face acolo, cum se face acolo, ce voi ști eu la sfârșit, eu sunt convins că vor veni la noi la facultate și să nu vor duce la nu știu pe unde. Eu cred că online learning-ul acesta, dacă îl facem deschis, și iarăși mai fac eu o constatare. Deci noi am instruit 2000 de profesori din licee cu Moodle și cum se face Moodle și cum se fac lecțiile și așa mai departe. Nu știu, mi-ar place ca domnul profesor Hader, care era directorul consorțiului acesta, să fie reactivat cumva, pentru că s-a dezvoltat un e-prof cu toate cursurile acestea. Deci a pune Moodle și a face adrese de mail și a face toate lucrurile astea sunt necesare, dar e-learning înseamnă cu totul altceva. Înseamnă să regândim conținutul și structura cursurilor, după părerea mea, și de făcut învățământ atractiv pentru a ne atrage studenți. Pentru că fără studenți vom fi noi supermen și cu super scule și cu cloud și cu tot, da? Dar e mai delicat să faci învățământ fără studenți. Deci cam asta este, ca să nu intru eu pe... Deci, noi pentru că... cum se cheamă, timpurile au fost de așa natură, da? N-am folosit nimic din infrastructura de la universitate pentru că am vrut să fim autonomi, iar la timpul când am de început noi toată povestea asta, infrastructura din facultate era ca și acum, e bună, dar n-aș vrea să creadă că chiar în 2017 a început Centrul de Comunicații de la Universitatea Tehnică. Ăsta a fost tot timpul și a fost întreținut greu și a mers bine. Noi însă, pentru că avem anumite aplicații, a trebuit să ne tunelăm noi resursele, am pus noi niște servere ale disciplinei, încât și acum orice student, la orice oră din zi și din noapte, poate accesa chestiile astea. Adresa este embed.ac. Asta înseamnă Embedded Advanced Computer Labs, da, acel plus infinion. Și din relațiile, din cunoștințele mele sau din reacția studenților, care în mare parte îi vedeți atașați în slide-urile alea de acolo, orice student care a parcurs modulele acestea îmi spune să-l păstrăm, pentru că toate proiectele, toate examinările studenților sunt ținute aici. Și orice student care se duce la un interviu îmi spune mie: lăsați-mă că eu când mă duc la interviu, mă duc și deschid site-ul ăsta și spun pe ce am luat eu, nota 10 sau nota 8 sau nota 7. Da. Cam asta este modulul nostru de online. Deci în fiecare una, două, trei, patru. Deci astea sunt în engleză română toate, da, absolut toate. Da. Și toate modulele acestea de aici sunt construite după același tipic. Sigur, inițial am plecat cu modulul Infineon, pentru că Siemens, poate știți, are un copil care se numește Infineon și care întreține o divizie de cercetare foarte faină în România. Și Infineon ne-a oferit de la început platformele acestea care le-am donat la studenți. La o parte le-am donat, la o parte le-am împrumutat platformele. De exemplu, la ora actuală ținem modulul de la master, care este ăsta de aici, la master, unde pe durata cât ei fac cursuri de la noi, le împrumutăm platformele, care ei le returnează. Unii mai își pot și ei permite să-și mai cumpere 2-3 senzori sau ce mai este pe acolo. În felul acesta, noi am dezvoltat mai mult o mașină care intră în Open Educational Resource. Este o tendință foarte mare la ora actuală și consider că rezultatele studenților ne obligă cumva să o continuăm și să o păstrăm și pe cât posibil să o, nu știu cum, să nu vreau să spun că standardizăm, fiecare universitate este liberă să facă ce dorește, dar dacă stăm de vorbă cu Microsoft, cu NXP, cu toți cei care organizează competițiile acestea studențești pentru promovarea tehnologiilor de mâine, cel puțin în IT, observăm că programele acestea de învățământ cam trebuie să fie la fel. Și eu consider, și cu asta eu închid, că nu trebuie să luăm pandemia aceasta ca neapărat ocazie să inventăm un alt sistem de învățământ. Ci doar eu cred că această pandemie, care pe undeva ne dă mai mult timp nouă, ne permite să lucrăm mai mult pentru a dezvolta aplicații. Eu vă mulțumesc pentru
dacă ați urmărit, și îmi cer scuze pentru inadvertențele care au revenit la mine, probabil am și multe aplicații pe mașină. Da. Și eu vă mulțumesc, domnule profesor, dar, de exemplu, din părerea multor colegi, este că acum avem mai puțin timp, de fapt, decât aveam când aveam orele față în față cu studenți. Da, pentru că acum trebuie să le pregătim mai mult și dar nu mai stăm în transport. Asta e problema. Da. Vreau să îl rog pe domnul profesor Seghedin să răspundă la una din întrebările legate de perspectiva învățământului online pentru anul universitar următor. Credeți că vom continua în online și în semestru întâi în anul viitor sau vom reveni la învățământul clasic? Da, asta depinde în primul rând de evoluția pandemiei. Nimeni nu cred că poate să spună acum ce va fi la anul. Trebuie să înțelegem un lucru. Noi vorbim despre niște forme de învățământ acreditate. A fost o situație de urgență pe care am depășit-o în funcție de un anumit cadru legal. Ne îndreptăm acum către finalizarea acestui an universitar în aceste condiții legale. Legea ne permite niște derogări foarte importante de la condițiile în care noi am obținut certificările ca învățământ cu frecvență. Ce va fi la anul este o întrebare foarte delicată. Dacă efectele pandemiei vor continua, atunci vor trebui luate niște măsuri foarte importante, dar cred că trebuie să privim lucrurile în felul următor. Haideți să plecăm de la ideea că studenții vin, că putem să desfășurăm activități face-to-face. Întrebarea este cât din ceea ce am învățat noi acum, cât din ceea ce am experimentat noi acum, poate fi utilizat în viitor. În ce măsură această experiență în online ne poate face să ne reorientăm asupra modului de desfășurare a unor activități didactice. Să nu uităm că ne adresăm unei generații de nativi digitali. Din ce în ce copiii sunt mai digitalizați. Și va trebui să ne reorientăm, poate, chiar dacă avem de-a face cu un învățământ cu frecvență, chiar dacă învățământul ingineresc are o componentă practică foarte clară, de la care nu putem să abdicăm, cred că experiența aceasta în online ne va fi de mare folos și ne este de mare folos pentru că ne-a învățat cum putem să transmitem informații, cunoștințe, competențe, atitudini și în acest mediu. Cum putem să îmbinăm activitatea față în față cu activitatea în online. Pentru că învățământul la distanță, cel certificat, presupune întâlniri față în față. Examinarea se face față în față. Deci nu există forme de învățământ universitar numai și numai. Toate activitățile se desfășoară numai în mediul virtual. Dar, repet, trebuie să ne facem o autoanaliză atunci când vom avea răgazul necesar, când pandemia va fi fost încheiată, pentru ca această experiență să lase niște urme în ceea ce vom face de acum încolo, pentru că, repet, viitorul este al unei îmbinări cât mai armonioase între aceste metode tradiționale, clasice, de interacționare cu studenții, o îmbinare cu aceste mijloace din ce în ce mai performante, care, iată, au fost experimentate pe o scară foarte largă acum. Există, fără îndoială, o avalanșă tehnologică, există, fără îndoială, o explozie tehnologică și nu de acum. Alvin Toffler spunea de acum vreo 40 de ani, vorba despre cancerul istoriei, care este conflictul între o tehnologie avansată și o societate întârziată. Spunea asta în anii 60-70, când pentru tineri este cretacic față de ceea ce este în prezent. În aceste condiții, cred că va trebui să gestionăm
cât mai bine aceste instrumente tehnologice, în așa fel încât procesul de învățământ să se adreseze acestor generații de nativi digitali. Va fi o provocare pentru noi, va trebui să ne redimensionăm anumite atitudini, anumite valori, va trebui să reconsiderăm în multe privințe felul în care se desfășoară activitatea didactică. Noi știam lucrul acesta, știam cu toții că ne adresăm unor generații pentru care contează imaginea mai mult decât cuvântul scris. Unor generații care agrează foarte mult imaginea în mișcare, tineri dinamici, tineri care, mă rog, nu mai au răbdare să citească. Este poate natural, este firesc, pentru că lumea se mișcă cu o viteză extraordinară. Și va trebui să ne raportăm, să ne raportăm la aceste valori ale unor generații care, iată, vin cu un bagaj de cunoștințe total deosebit, vin altfel formați, dar viitorul este al lor și lumea este al lor. Da, vă mulțumesc pentru răspuns. Timpul a trecut foarte repede, mai repede decât ne așteptam. Bănuiesc că organizatorii de la Timișoara ne vor ajuta ca să strângem toate întrebările care au venit pe canalele acestui webinar, astfel încât să putem să răspundem la fiecare cât mai pe larg. Înainte de a încheia, aș vrea să prezint și eu câteva informații. Îmi pregătisem mai multe slide-uri, am să trec foarte repede peste ele. Vreau doar să subliniez câteva mici aspecte legate de începuturile învățământului online la Universitatea Tehnică din Iași. Uitându-mă în urmă, am văzut că primele încercări au fost chiar din anul 2002. Niște exemple de lucrări prezentate la un workshop online. De asemenea, căutând pe Google e-learning și Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, am găsit că primele referințe sunt din anii 2000, prima fiind legată de un curs online organizat de către Universitatea Politehnică din București pe domeniul microelectronicii și faptul că dacă vrem să căutăm informații legate de online, trebuie să căutăm cu mai multe cuvinte cheie, da? De exemplu, web-based learning, distance education, da? Și căutând informații legate de e-learning și Universitatea Gheorghe Asache din Iași, vedem o creștere importantă a numărului de articole publicate și care sunt identificate de către motoarele de căutare de pe Google. În fiecare an, acest număr de articole prezentate la conferințe și în reviste a crescut. Sunt sigur că și în perioada următoare, cu experiența dobândită, acest număr va crește și mai mult. Aici avem un alt grafic în care vedem tot informații legate de e-learning, de fapt articole găsite pe Google Scholar în diverse domenii legate de educația online. Și la sfârșit, vreau ca să vă invit la conferința pe care Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată organizează în toamnă la Iași, conferință binecunoscută EPE 2020,
la care una din secțiuni este, este dedicată educației în inginerie electrică și energetică, o secțiune la care însă vom fi bucuroși să primim și lucrări care nu sunt legate neapărat numai de educația în inginerie electrică și energetică, pentru că, așa cum am văzut, educația online implică și rețeaua electrică care alimentează serverele, implică calculatoarele, serverele, hub-urile, routerele care sunt alimentate cu energie electrică și fără de care nu a putea desfășura aceste activități online. Și nu în ultimul rând, ținând cont de faptul că acest eveniment, acest webinar este realizat și cu sprijinul secțiunii IEEE România și a chapterului IEEE România Education, a cărei adresă o vedeți pe acest slide, vă transmit invitația de a ne semnala evenimente importante legate de educație în general și de educația în domeniul electric și domeniile conexe. Aceasta aș dori să închei și dau legătura doamnei Andone. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Haba, tuturor colegilor de la Iași. Mă bucur foarte mult că ne-am dus astăzi la Iași și la Universitatea Tehnică din Iași, față de care eu am o relație foarte veche și cunosc pe foarte mulți de acolo. Dacă îmi permiteți, am să vreau să menționez, fiindcă am văzut că ați căutat cu online learning și Universitatea Tehnică din Iași, cred că dacă scoteați UAIC Iași și puneați UTE Iași, era mai simplu. Ați fi putut să vedeți, de fapt, această colaborare pe care o aveți dumneavoastră la Iași cu zona de online learning e de prin anii 90. Eu m-am întâlnit, cred că, cu domnul profesor Adriana Dăscăliței și cu Anca Colibaba de la Iași, 96 sau 98 la una dintre conferințele Eden, care este la fel o conferință care o vom organiza la Timișoara acum în modul virtual și care vă invităm să puteți să participați la ea. Foarte pe scurt am să le arăt tuturor participanților care sunt ceea ce vor primi și informațiile legate de conferință. Deci, după cum vedeți dumneavoastră acum, aceasta este conferința Eden, care este organizată virtual, din păcate, acum la Timișoara. Puteți să mai transmiteți încă lucrări, lucrările full paper sunt indexate, sunt și workshop-uri care se pot prezenta la această conferință. Acestea sunt certificatele digitale pe care noi le acordăm împreună cu IEEE România și cu Asociația Eden. Pentru fiecare participant, prezentator sau moderator, le primiți prin e-mail, cât și cu modul prin care puteți să vă conectați online și să le luați, să intrați în posesia lor, puteți să le și tipăriți după aceea sau puteți să vi le distribuiți pe diverse rețele sociale. Și îmi face o deosebită plăcere să vă anunț webinarul de săptămâna viitoare din 27 mai, când mergem la București, la Universitatea Politehnică din București, unde îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Nicolae Țăpuș, care se ocupă de organizarea acestui webinar de la București, împreună cu colegii Adina Florea, Mariana Mocanu și Mihai Cărăbaș, vor prezenta ce a realizat Politehnica din București în ultimii mai bine de 15 ani în zona de online learning și cum au putut să se desfășoare activitățile academice în această perioadă. Și de aceasta, cu aceasta îmi permit să închei și să vă invit săptămâna viitoare, să vă rog să completați chestionarul de feedback pentru acest webinar. Părerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, întotdeauna ținem cont de ea.
în acest mod am realizat, așa cum știți, acum o săptămână un webinar dedicat examinării și evaluării online în domenii foarte diverse. Ne propunem să avem și webinarii care să avem studenții invitați, mai ales în momentul în care ei vor deveni puțin mai degrevați, să zicem, de activitățile academice. Și, de asemenea, să avem și webinarii în care să putem să prezentăm universități din alt spectru, cum ar veni cel de la medicină, sau universități mai mult din zona economică sau de științe generaliste. Vă mulțumesc mult de tot tuturor! La revedere, colegi și prieteni de la Iași! Ne vom revedea cândva și față în față. Până atunci, sper să vă revăd virtual la webinarile viitoare, cât și la conferința EDEN de peste 3 săptămâni. La revedere, mulțumim foarte mult pentru inițiativă. Felicitări, doamna profesor!